Până la această oră, vreau să vă prezint câteva cazuri prin care adversarii noștri politici încearcă să vicieze, aș spune eu, procesul de votare și să pună într-o lumină dificilă modul în care se desfășoară alegerile. De aceea eu cred că este important să sesizăm toate aceste aspecte din clipa în care le cunoaștem, pentru că ele fiind cunoscute, putem să descurajăm asemenea tentative pe de o parte, iar pe de altă parte, organismele abilitate să poată să-și facă datorie. Un prim exemplu pe care vrem să-l dăm s-a întâmplat la sectorul 4 din capitală, unde PDR-ul a distribuit o serie de pliante care conțineau mesaje tendențioase la adresa candidatului USL pentru primăria sectorului 4, domnul Cristian Popescu Piedon. Echipele PDR-ului au distribuit, vineri spre sâmbătă, pliante împotriva primarului Cristian Popescu Piedone, pliante care puntau semnele PDR și au fost recunoscuți în zonă, din informațiile de la colegii noștri de la sectorul 4, că oamenii care înveșteau aceste pliante proveneau din staful electoral al doamnei Sufina Bargu. Noi îi cerem doamnei Sufina Bargu să-și ceară scuze public. Poate că nu este vina dumnei nici tot. Și sau dacă nu face acest lucru, atunci organizația USL Sector 4, PNL și PSD, voi depune o plângere penală împotriva doamnei Sufina Bargu. Și sper că asemenea cazul se nu mai întâmplă. La sectorul 6. În cursul nopții acesteia, sâmbătă spre duminică, au fost distribuite materiale cu un conținut negativ la adresa candidatului USL la primăria sectorului 6, domnul Gareș Manescu, și al doi consilieri locali, Sorin Dina și Manuela Manescu, materiale care incriminau faptul că cei trei colegi ai noștri s-au preocupat lucrărilor de reabilitare a locului. Ceea ce evident este o inepție. Niciun om normal n-ar putea să creadă o asemenea aberație, dar se pot găsi câțiva care pot să fie pradă până la urmă unei asemenea manipulări. În consecință, nu facem decât să reamintim angajamentul primarului sectorului, candidatul la primăria sectorului 6, de a face din activitatea lui la primărie o prioritate realizarea locurilor. Dar în același timp, cred că autoritățile din sectorul 6 trebuie să vadă cine a distribuit asemenea pliante și să ia, evident, măsurile care se impun. În comuna Culcani din județul Călăraș s-a întrerupt procesul de vot în această dimineață pentru că urna de votare a fost spartă de un grup de susținători ai candidatului Alianței Populare Creștine. Cea care, cred, este compusă în special din PDL. Și, evident, colegii noștri de acolo au solicitat intervenția organelor de ordine. La Cluj, la secția de votare la liceul Adamian, a avut un prim incident, în sensul în care un votant a fost surprins în timp ce încerca să fotografieze buletinul de vot. Stăm și ne întrebăm de ce a făcut acest lucru. Mai ales că în urma sesizării acestui incident, s-a remarcat faptul că respectivul votant votase pentru PDL. Au fost sesizate organele de ordine. La Satul Mare. La nivelul municipiului Satul Mare, s-a constatat că la adresa candidatului USL la primăria municipiului Satul Mare, domnul Coica Dorel, s-a trimis un mesaj negativ, un SMS, de fapt, pe telefoanele mobile, prin care acest om era categorisit ca trădător și, în consecință, să își schimbe atitudinea de vot și să voteze pentru o altă persoană, respectiv candidatul UDMR la primăria municipiului Satu Mare. Acest mesaj, evident că a stat la baza unei sesizări efectuate de organizația PNL Satu Mare către Poliția Municipiului Satu Mare.
latinici. În orașul Timișoara au fost găsite materiale publicitare ale așa zisei organizații PNL Timiș, reprezentându-l pe candidatul la primăria Timișoara, domnul Nicolae Ogu, afișe care au fost lipite pe parbrizele mașinilor de pe două străzi din oraș. Spunem, vă explica ferm și clar, limpede, că aceste materiale nu au fost distribuite decât organizația PNL Timiș. Și, în consecință, considerăm că este un abuz și o diversiune pe care o fac adversarii noștri politici la adresa colegului nostru Nicolae Ogu, care are cele mai mari șanse de a deveni primar al Timișoara. La secția de votare 3 din Sătălas, din județul Timiș, un cetățean a primit un buletin de vot pentru președinția Consiliului Județean Timiș, gata ștampilat cu numele candidatului PDL. Evident că cetățeanul a sesizat comisia din secția de votare, care a anulat respectivul buletin de vot. La Botoșani, în această noapte, de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3:30, mai mulți botoșeneni au fost contactați telefonic și au fost îndemnați să voteze candidații USL înscriși pe listele pentru primărie și Consiliul Județean. Numărul de telefon de pe care s-a efectuat acest apel este deja transmis organismelor abilitate ale statului. Evident că s-a dorit incriminarea USL în a face campanie electorală după ce s-a încheiat perioada legală de campanie electorală. La Giurgiu. Am constatat și o să vă arătăm o altă diversiune pe care o face PDL-ul și anume deputatul Dan Păsat, care, după cum știți, este urmărit penal, a realizat un afiș prin care el, urmărit penal, recomandă cetățenilor din Giurgiu să voteze PNL și Jean Jupac primar. Ne disociem cu totul de o asemenea practică și considerăm că organizația PDL Giurgiu este vinovată pentru un asemenea act de manipulare ca opinie publică. Acesta este afișul pe care vă spunea și, evident, vă spun la dispoziție să puteți să dați pe posturile dumneavoastră. Până acum, acestea sunt principalele informații pe care le-am primit de la colegii noștri din țară și pe care vreau numai în sădire de transmis. Vă mulțumesc! În cursul de astăzi ne vom mai vedea cu alte informații.